Mii de pelerini sunt așteptați și anul acesta la Sanctuarul Național Marian de la Cacica cu ocazia sărbătorii a dormirii Maicii Domnului. În afara pelerinilor din România vor fi prezenți și credincioși din străinătate sau credincioși români care locuiesc în diaspora, venit special pentru a participa la pelerinajul de la Cacica. Printre pelerini vor fi și preasfințitul Iosif Pauleț, episcop de Iași, preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași și Petru Gherghel, episcop emerit. Preotul Damian Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial al provinciei Sfântul Iosif din România, a Ordinului Fraților Minori va celebra Sfânta Liturghie de deschiderea pelerinajului. Predicile de la liturghiile principale ale pelerinajului vor fi ținute de preotul Gabriel Iulian Robu, cancelar în cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Privegherea Mariană cu lumânări de la ora 22 constituie pentru pelerini apogeul ajunului sărbătorii adormirea Maicii Domnului. Rugăciuni și cântece în cinstea Maicii Domnului se vor înălța din glasurile și inimile pelerinilor. Celebrarea va fi prezidată de preasfințitul Iosif Păuleț. În centrul a adormirea Maicii Domnului este sânta Liturghie de hram celebrată joi de la ora 11, unde vor participa aproximativ 100 de preoți din țară și din străinătate. La final, icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii și vor fi binecuvântate florile și obiectele religioase aduse de pelerini.